Sfințirea cea mare a apei, această apă pe care Duhul Sfânt o sfințește către apă de binecuvântare, de sfințenie a sufletului și a trupului, a naturii înconjurătoare, dar și izvor de bucurie pentru oameni care o primesc. Mare este taina aceasta, binecuvântarea lui Dumnezeu care lucrează asupra noastră. Sfințirea cea mare a apei are mai multe părți, iar prin conținutul ei scoate în evidență mai întâi iubirea de Dumnezeu pentru oameni, iubirea de Tatăl întruparea Mântuitorului nostru Hristos, în botezul său la Iordan. De aceea rugăciunile și cântările acestei zile fac legătura între nașterea Domnului și botezul Domnului. Frumusețea, bogăția rugăciunii din slujba numită Sfințirea cea mare a apei ne îndeamnă să fim cu luarea minte, nu numai atunci prin binecuvântare cu adevărat și ne folosește gustarea apei sfințite, când ascultăm slujba sfințirii cu credință și cu tremur, cu frică de Dumnezeu și cu dragoste. Dacă o primim cu credință, cu evlavie, în primul rând, aghiazma mare ne sfințește sufletele, trupurile noastre, casele noastre și tot spațiul în care ne desfășurăm activitatea. În această sfințire a naturii cu apă sfințită, Biserica Ortodoxă arată că Dumnezeu trebuie mărturisit și lăudat nu numai în biserică, ci în afară, iar noi trebuie să fim creștini, nu doar zi de duminică sau sărbătoare. Creștini în toate zile, în orice loc ne-am aflat. Aghiazma mare se gustă pe mâncate timp de 8 zile, pentru că ea ne cheamă să căutăm viața, bucuria veșnică în iubirea Preasfintei Treimi. Cifra 8 fiind simbolul veșniciei a infinitului. În al doilea rând, aghiazma mare ne aduce vindecare de boli sufletești trupești. Trăim într-o vreme în care omul este foarte încercat. Tot felul de boli sufletești trupești. Însă boala sufletească cea mai mare este păcatul. Adică lipsa de iubire față de Dumnezeu, față de semenii noștri. Mai deplâns este boala sufletească decât cea trupească. În acest sens, apa sfințită ne vindică întrucât ne mulțește credința, dragostea față de Dumnezeu, față de semenii noștri. În al treilea rând, aghiazma mare ne aduce eliberare de pate, alungarea după celorele. Foarte adesea omul simte că, deși dorește să facă bine, totuși nu are putere suficientă pentru a săvârși bine, deoarece Duhul cel rău îl îndeamnă pe om să săvârșească păcatul. Însă apa sfințită îi dă omului putere să birească ispitele, să ducă lupta nevăzută împotriva lucrurilor necurate. Prin rugăciune, post și spovedanie astea, ce dar mare are aghiazma mare pentru noi păcătoși. De aceea, iubiți credincioși, să ne rugăm Domnul Hristos să ne dăruiască bucuria de a fi binecuvântați cu apa sfințită, noi, casele noastre, cei dragi ai noștri, toate activitățile noastre, pentru ca viața noastră să fie lumină din lumină lui Hristos și bucurie de bucurie Sfinților, spre slava Preasfintei Treimi și spre noastră mântuire în vecii vecilor. Amin! Sufletul vostru, luați aminte proiectele voastre și mergeți pe căile acele, ascultați-mi pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, gândându-vă în durările mele cele făgăduite lui David. Iată, l-am făcut mărturie cu poală, căpetenie și stăpână peste neamuri. În clipa care Iisus zicea din apă, Ioan a văzut celui deschis Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glasul din cer s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnul Dumnezeu nostru, din toată dăjmășia și ispita, care stau împotriva să ne facă legile bunătății celor păgăduite. A Fiului cel cuvântătoare, bunătatea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul, care vine în lume să lăcești într-un mine nevrednicul, slujitorul tău.
Luminează-mi ochii minții mele, ca să îndrăznesc a lăuda. Binefacerea, puterea ta nemăsurată, este bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte, să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului Duh. Și mă iartă ceea ce ești prea bună, ca să strig către tine, fără de o sândă și să crezi că acum te slăvim pe tine, Stăpâne. Iubitorii de oameni, atoțitorii împărate, ceea ce ești înainte de veci, te slăvim pe tine, Ziditorule, Făcătorule a toate, te slăvim pe tine, Fiul lui Dumnezeu. Întrându-se trupește și intrând întrâns, Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Duhul Sfânt în timp de porumbel pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe Făcătorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au saltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas, mirându-se de cel ce a venit. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan, și pe cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan a fundat și a dărit lumii botezul mântuirii. Cum prin bucurea Sfântului Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Bine, binecuvântarea Iordanului, fă o pedensă izvor de nesegăciuri, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolul, piele, depătare, și potrinde. Și de oameni și de îngeri, de cele văzute, de cele nevăzute, Sfinte, slăvit numele Tău, cel prea sfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Pace tuturor. Glasul Părintelui Amătorii Sicilie, fii iubit pe tine, te-ai bărbăliți cu iubitul ăla, și ei bărbăliți cu celălalt. Duhul în tine, părul, au adevărit, în fără, 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 în f